Conducerea Facultății de Mecanică din cadrul Universității din Craiova a decis prelungirea perioadei de înscriere pentru viitorii studenți. Astfel, joi 28 iulie este ultima zi în care se mai pot depune dosarele pentru specializările care au școlarizare în Drobeta Turnu Severin. Având în vedere că timpul de realizare a unui dosar de înscriere a fost relativ scurt de o săptămână, mulți absolvenți au trebuit să-și ia adeverința de la liceu și să-și întocmească acest dosar și chiar și la cererea lor am ținut cont de această doleanță și Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova a prelungit durata de înscriere cu 2 zile. Astfel, în zilele de miercuri și joi, 27 și 28 iulie, se fac înscrieri la specializările care au școlarizări în Drobeta Turnu Severin. Este vorba de Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, de Ingineria Economică Industrială, de Ingineria Sudării, de Navigație, Transport Fluvial și Maritim și pentru toate aceste specializări așteptăm pe absolvenții mai noi sau mai vechi în strada Călugăreni, fostul colegiu, la aproape de Casa Tineretului pentru înscrieri până joi la ora 16. Cei interesați pot afla toate informațiile necesare la Centrul Universitar din Drobeta Turnu Severin situat pe strada Călugăreni.